Aici sunt știrile. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la un nou buletin de știri într-o nouă televiziune. După aproape 8 ani în care am reușit să spargem stereotipuri, să impunem agenda publică și să schimbăm piața media din țară, de astăzi trecem într-o nouă etapă. Noua publica înseamnă dinamism, operativitate și multă analiză. Noua publica este modernă și inovatoare. Stați aproape, nu pierdeți pulsul zilei, intrați în esență, fiindcă aici sunt știrile. Fiți informați rapid și corect. Fiți publica. Televiziunea de știri într-un nou format a însemnat și multe zile de muncă, ședințe, nervi, dar și de zâmbete. Astăzi vă arătăm doar o mică parte din ceea ce am pregătit pentru voi, telespectatorii noștri, și vă vom povesti ce înseamnă Publica TV relansată și de ce știrile sunt anume aici, la Publica TV. Noua publica înseamnă o împrospătare editorială care începe înainte de toate cu dispariția prezentatorilor de știri. Vor fi transmisiuni live pe care le vor face reporterii și corespondenții noștri și care vor acoperi toate evenimentele importante ale zilei. Ritmul Alert va fi continuat și de o serie de talk show-uri cotidiene, iar la sfârșitul săptămânii vor exista emisiuni de analiză atât despre politica internă cât și cea externă. Mai mult decât atât, în ce privește invitații, sunt bineveniți și chiar doriți și invitați în acest platou toți cei care contează în societatea moldovenească, indiferent de opțiunile lor politice sau de diversele lor viziuni cu privire la lucruri. Tocmai diversitatea este cea care ne interesează și de aceea invităm alături de noi chiar și pe cei care consideră că nu trebuie să aibă de-a face cu noi sau cu puncte de vedere care, într-un fel sau altul, ne sunt nouă, asimilate. Noi, să spunem altfel, ei trebuie să aibă curajul să vină nu în fața noastră, ci în fața publicului din Republica Moldova și în fața problemelor care frământă această societate. Totul a început cu o idee care, treptat, s-a transformat în entuziasm și dorința de a face ceva nou, de a aduce în casa telespectatorilor un alt fel de format de televiziune de știri. Am renunțat la ce e vechi și am construit ceva nou. E un sistem de iluminare altfel și ca forme ne-am cam plictisit de standard și o să fie ceva foarte soft și foarte flu. Am depășit sigur kilometru de LED-uri și într-adevăr sunt câteva tehnici noi care le folosim pentru prima oară la voi. O combinare a luminilor. Mă ocup de partea de curent slab, adică montez LED-urile, orice platou de filmare, orice studio trebuie să aibă lumini, lumini frumoase, ambientale. Fac niște ștrapuri acum, eu să zic că sunt omul cu butonul, cel care la sfârșit apăs butonul și fac lumină în studio. Totul se lucrează manual, piesă cu piesă. Piesele sunt atât de mici cât de nu le vedem. Este o activitate mai migăloasă. Migăloasă, dar rezultatele vor fi pe măsura așteptărilor, bănuim. Publica TV este singura televiziune de știri din țara noastră care a intrat în casele moldovenilor în 7 aprilie 2010 și a impus noi standarde în ceea ce privește știrile TV, dar și transmisiunile în direct. TV și vă salutăm! Emitem pentru prima dată în Republica Moldova și România în limbile română și rusă. După aproape 8 ani în care am demonstrat că știrile sunt mai mult decât un singur buletin la sfârșitul zilei, vă provocăm să trecem într-o nouă etapă, într-o nouă era a televiziunii de știri. Когда запускалась Публика ТВ, очень большое на себя внимание обратил слоган, с которым запускался телеканал, это Молдова Кумая телевизионе. Сейчас мы говорим новости, это мы. Создана новая графика, новое музыкальное оформление. Канал становится более динамичным. Publica TV este recunoscută pe piață pentru formate noi, pentru decizii îndrăznețe. Unele formate chiar au schimbat fața pieței medii de Republica Moldova. Și de această dată Publica TV vine cu ceva nou, un format absolut modern.
Sper și sunt încrezător că telespectatorul nostru va aprecia ceea ce am făcut și stați aproape. Știrile sunt la Publica TV.